Ultima etapă de la Vocea României, înainte de edițiile live. Teorose, declarații surprinzătoare, mă doare stomacul când vorbesc cu tine. Începe etapa caurilor la Vocea României. Cei cinci antrenori au de făcut alegeri importante în ediția din această seară a show-ului de la ProTV. Ultima etapă de la Vocea României, înainte de edițiile live, începe de la ora 20.30 de minute. Concurenții sunt pregătiți pentru cao, iar antrenorii au de făcut alegeri importante. Emoții, lacrimi și multă muzică, așa va arăta ediția din această seară. Așa de tare mă bucur că e ultima etapă în care mai am un cuvânt de spus. E greu să-ți asumi viitorul unor oameni talentați și prefer. Sincer, să aleagă publicul, va spune Irina Rimes. Fiecare antrenor va avea câte trei momente de cao. Iar la finalul serii vor trebui să aleagă câte un concurent din fiecare. Mă doare stomacul când vorbesc cu tine! Îmi place mult de tine! Tu habar n-ai câte pot să faci în viața asta, și sunt convinsă că dacă aici nu te-ai descurcat tot timpul la nivelul maxim la care ai putea, este pentru că tu, până acum, n-ai fost obișnuit să speri foarte mult, dar eu cred că de azi înainte ar trebui să înveți, îi va spune Teorose unui concurent din echipa ei toți sunt perfecți pentru finală. Cel mai greu la concursul ăsta este să dai afară oameni pentru care te-ai luptat. Va afirma Irina Rimes în urma unei decizii grele pe care va trebui să o ia. Nici ceilalți antrenori nu o vor ajuta să se hotărască. Nu știu cu cine m-aș duce mai departe în locul tău. Toți sunt perfecți pentru finală, îi va spune Horia Brenciu. Doamne, a fost un moment de pe altă planetă va exclama Pavel Bartos în urma unui moment din echipa Smilei. Cum vor arăta prestațiile de pe scenă, dar și care vor fi alegerile antrenorilor pentru concurenții care vor ajunge în live-uri, vedem de la ora 20.30 de minute. Vocea României poate fi urmărită, în avans, pe Voio.